muncitor, cinstit și ambițios. Și defecte? Dacă corect? Da, în ziua de azi să fii corect e un defect. Defecte cu toți avem, dar nu foarte mari. La Bazbol. Sunt Marta Muraru, am 14 ani și vă invit să urmăriți o ediție specială a emisiunii. Având în vedere performanțele din ultima vreme registrate de FC Botoșani, am dorit un interviu cu antrenorul echipei, Marius Croitoru. În trecut, noi, cei de la bază, am obținut cu ușurință și multă simpatie pentru ceea ce facem aici, discuții interesante și de la ceilalți antrenori ai echipei. Cristi Popovici, Leo Grozavu sau Costel Enache. Toți au fost deschiși unor interviuri acordate unor copii. Și asta indiferent că reporterii au fost fete sau băieți. De data aceasta, experiența a fost una neplăcută pentru mine, aflată la primele experiențe gazetărești. Am dorit să continuăm tradiția noastră de a avea un interviu cu omul din spatele antrenamentelor cu FC Botoșani, așa cum am făcut și cu ceilalți antrenori, dar surpriză! Marius Croitoru n-a dorit să fie intervievat de o femeie, mai precis de o fată aflată la vârsta primului buletin. Am acceptat doleanțele dumnealui și l-am trimis în teren pentru interviu pe colegul Iosif Pintelie. Doar că noi aici, la telebas.ro, televiziunea adolescenților, n-avem cameraman din rândul băieților. Iar domnia sa n-a dorit nici operator de imagine femeie. În fapt, o dovadă pură de misoginism, tradusă de el ca o simplă superstiție. Totuși, o primă experiență jurnalistică urâtă, care mă face să-mi doresc și mai mult să fiu jurnalist sportiv. Da, un reporter de genul feminin în sport, căci asta nu înseamnă doar decolteu și fusă scurtă. Urmărim chiar acum interviul cu Marius Croitoru, unde Iosif a fost și cameraman și reporter. Ne cerem scuze pentru eventualele probleme tehnice. O primăvară frumoasă tuturor! În primul rând, cât de entuziasmat ești de ceea ce se întâmplă în momentul ăsta la Botoșani? Pentru că pe lângă fotbal, bănuiesc că vorbim de cel mai bun moment pentru tot sportul botoșanean. Entuziasmat sunt la fel ca toți și care iubesc această echipă. Este o realizare pe care am realizat-o împreună. Am spus clar de la bun început, de când am venit antrenor, că lucrurile mari se fac cu oameni mari și numai împreună. Din păcate am întâlnit și momente pe parcursul acestui an când nu prea am fost împreună, dar uite că la final totuși am reușit să facem lucruri frumoase. Nu știu, urmărești emisiunile de sport sau citești presa sportivă? Toată. Toată. Și cum ți se pare schimbarea asta radicală de schimbarea, până la urmă toată lumea te considera, nu avea nimeni credere în tine la începutul acestui sezon, acum nu știu, toată lumea exagerând, spunând era picioarele tale. Cum vezi această schimbare? La început am fost puțin supărat, dar stând bine și gândindu-mă, e ceva normal, ceva logic ceea ce au făcut ei la început, pentru că nu aveam un istoric, nu aveau de unde să mă ia. Lumea era sceptică în ceea ce privește abilitățile mele de a fi antrenor și cu timpul m-am obișnuit și le-am dat dreptate, pentru că e foarte greu să pui un antrenor care practic n-are niciun CV, niciun istoric în spate, să pui direct la Liga 1, dar cred că tot ceea ce am făcut am demonstrat că cei care au avut încredere în mine nu s-au înșelat. Te consider că e o surpriză că te-am fi aici? Nu, pentru că eu tot timpul știam, am știut de la bun început când am vorbit cu domnul Stime și am venit în club, știam că asta va fi parcursul, va fi tot ceea ce îmi doresc, că așa bine puteam stau pe poziția de director sportiv, mult și bine, mai ales că sunt două meserii în care una este puțin riscantă sau mai mult riscantă, aceasta de antrenor, pe când cea de director sportiv practic nu ai foarte multe riscuri. Domnul Iftimie, când a hotărât să mă pună antrenor, era ferm convins că voi reuși. Vreau să-i facem pe oamenii care ne urmăresc să te cunoască pe tine ca și om. Spune-mi trei calități și trei defecte pe care le plăiești și pe care le conștientizezi. Sau nu neapărat trei, câte spune-mi? Muncitor, cinstit, corect și ambițios. Și defecte? Dacă corect?
Da, în ziua de azi, să fii corect, e un defect. Mai vine ceva în minte sau... Defecte cu toți avem, dar... Na, nu foarte mari. Care e relația în familia voastră? Consider că e o surpriză că te-am fi aici? Nu, pentru că... Eu tot timpul știam, am știut de la bun început, când am vorbit cu domnul Stime și am venit în club, știam că asta va fi parcursul, va fi tot ceea ce îmi doresc, că așa bine puteam sta pe poziția de director sportiv, mult și bine, mai ales că sunt două meserii în care una este puțin riscantă sau mai mult riscantă, aceasta de antrenor, pe când cea de director sportiv, practic, nu ai foarte multe riscuri. Domnul Iftimie, când a hotărât să mă pună antrenor, era ferm convins că voi reuși. Că am în spate o soție puternică, o soție care m-a înțeles, copiii mei mă înțeleg, că nu este ușor să... Ne-am plimbat, practic, toată viața am plimbat după mine, ca fotbalist, acum ca antrenor, de asta am și hotărât să venim aici, de asta nici nu luăm în calcul absolut nicio schimbare în viitorul apropiat, pentru că abia ne-am găsit liniștea. Avem deja 2 ani de zile de când ne-am întors în Botoșani și n-aș mai vrea să-i mai zăpăcesc cu drumurile, cu plecările, cu absolut nimica. Eu tot timpul am avut o relație ok cu copiii mei, prietenie, cu David, băiatul. Practic avem o prietenie o relație de prietenie, pot spune. Și cu fata este puțin mai delicat, că fata este fată, trebuie să-ți găsești cuvintele, gesturile, absolut orice. Dar tot ceea ce facem noi este vizat foarte bine de Ramona. Bănuiesc că David vrea să facă fotbal, nu? Da, David își dorește din tot sufletul, iar eu îl voi ajuta toată viața mea necondiționat. Dar fetița ta? Fetița mea este la liceu de arte, îmi face balet, îi place foarte mult această zonă, cântatul, dansul. Deci o vedem pe o scenă mare. Să dea Dumnezeu, îmi doresc din tot sufletul, are tot sprijinul nostru, al meu și al Ramonei, și atunci, cu siguranță, cel mai important în viață e să faci ceea ce îți place. Care este cel mai important sfat pe care l-ai oferit sau pe care îl vei oferi copiilor tăi? Să facă ceea ce își doresc. Pentru că au o viață și trebuie să trăiască așa cum își doresc ei. Și cel mai important sfat primit de tine? De la oricine? Cel mai important sfat a fost dat de tata, Dumnezeu ierte, să fiu corect, pentru că atunci când vei avea ceva de spus, să spui. Pentru că dacă în viața ta ai făcut ceva în care te va ajunge din urmă, nu vei putea spune niciodată ceea ce gândești. Tu ai ajuns la Botoșani în 2012, o perioadă, aș putea spune, cumva de tranzit pentru fotbalul botoșelean. În perioada aceea, fotbalul ieșea cumva de sub anonimat și începea să viseze. Da, am venit aici odată cu promovarea, am venit în Liga 2, am jucat în Liga 2 un an de zile, am promovat, după care am stat încă 2 ani și jumătate, 2 ani și jumătate frumoși. Cum ai ajuns la Botoșani? Îmi doresc din prima să vin la Botoșani. Vali Bordeanu cu domnul Stime și cu Cornel împreună, toți trei m-au dus. Știu că Vali Bordeanu a dorit foarte mult. Să știți că atunci, în perioada aia, mulți au venit datorită lui Vali, pentru că era un nume important aici, la Botoșani, și puțin imaginea lui de fost mare fotbalist, pentru că nu ușor să joc la toate echipele mari din București, să joc și la Craiova, adică impunea ceva respect, și atunci toată lumea a văzut Botoșanu cu ochi buni. A văzut Botoșanu cu ochi buni, plus că era un proiect pe care la momentul ăla ne băteam cu Rapid, cu Tulcea, cu Sportul, dacă nu mi-a aduc eu bine aminte, toți am crezut în el, cu Snagovu, cu Săgeata Năvodar, da. Chiar dacă a fost da, 4 echipe sau 5 echipe foarte bine, Otopeniu, da. Și atunci am hotărât să vin aici pentru a promova. Pe mine pot spune că m-au dus cei 3. Ești mulțumit de perioada de jucător la Botoșani? Bineînțeles, vă dați seama, am promovat din BNA, am terminat primul an. Primii 2 ani am terminat pe locul 8 în România, după care am jucat cupele europene conjunctural, dar am jucat. Normal că este o realizare. Din păcate, la un moment dat, am fost nevoit să plec.
ca să mă pot întoarce. Ai vreun regret, aș putea să-i spun, legat de cariera ta de jucător, o carieră pe care poți să o numesc impresionantă? Că nu am câștigat un titlu și n-am jucat la Național Mare României. Ce își propune antrenorul Marius Croitor să realizeze în cariera lui? Nu neapărat la FC Botoșan, pentru că inevitabil... Să câștig titluri. Nu știu, o echipă națională sau... Nu, să câștig titluri. Nu s-a făcut pentru echipe naționale, pentru că este cu totul diferit. Mie îmi place să ard, să fiu zi de zi la antrenament, este plăcere. Ca selecționer ești puțin privat de aceste lucruri și n-aș vrea să schimb nimic din ceea ce mi se întâmplă acum. În ce campionat ai vrea să antrenezi? Deocamdată în România. Când voi fi pregătit să pot face pasul afară, îmi voi dori atunci să ajung într-un campionat din Europa, un campionat puternic. Dar drumul lung și este un drum nesigur, pentru că nimeni nu-ți poate garanta și nimic, nimeni și nimic că vei ajunge acolo. Datoria noastră este să încercăm și eu zic că primul pas este făcut cu dreptul și este ok. Altfel nu începeam această meserie. Îți propui că la un moment dat, nu știu, să ajungi într-unul din primele 5 campionate ale lumii. Nu există antrenor care să nu-și dorească lucrul ăsta, dar trebuie să fim realist, să conștientizăm că este foarte greu. Îmi doresc din tot sufletul. Cele 5 campionate, care ți se pare? Anglia, Franța, Germania, Spania? Anglia îmi place cel mai mult, dar știu că este imposibil sau nu imposibil, este foarte greu de ajuns. Practic, istoricul antrenorului român nu prea îi regăsim în insulă și atunci te gândești la un campionat la care au mai trecut români, care au lăsat o impresie bună. Ai vreun model? Sigur ai un model, de fapt. Hagi. Da. Ca antrenor, ca tot. Ca filozofie, ca tot. Îmi place jocul ofensiv, îmi place să atac, îmi place să joc cu cât mai mulți jucători tehnici. Deci e o realizare pentru tine că l-ai învins? Cea mai mare realizare. Vă dați seama să... Chiar în vară m-am întâlnit cu Dunărei, pentru că eu îmi fac foarte, foarte, îmi fac în fiecare an concediu la Mamaia, la hotelul Dunărei, și ne-am întâlnit, în fiecare ne întâlnim și într-o discuție că o să ne duelăm și vă dați seama ce a însemnat pentru mine să iau 4 puncte din 6. E citit cartea? Bineînțeles. Și te-ai impresionat? Nu, că știam multe din ceea ce din ce apare în carte, știam din spusele lui. Și atunci eu îl cunosc pe Gică ca om. Am avut ocazia să lucrez cu el ca antrenor și ca om în 2007 când a venit la Steaua și da seama de atunci am rămas impresionat cu tot ceea ce făcea. Chiar dacă era nou pentru noi. Vom vedea în viitorul apropiat sau îndepărtat o carte semnată de Marius Croitoru? Nu. Bună, domnișoară, că am...